În anul 2015, datorită continuității obiectivelor și priorităților efortului depus de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, precum și asigurării resurselor necesare desfășurării activităților curente, s-a reușit să se asigure siguranța cetățeanului la un nivel superior. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, în cursul anului trecut, a avut 4 obiective majore, iar activitatea s-a axat în principal pe prevenirea infracționalității și întărirea gradului de siguranță în cadrul comunității. În ceea ce privește resursele logistice, în anul 2015 au intrat în parcul activ al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș un număr de 52 de mijloace auto, respectiv 51 de autospeciale și o motocicletă. Tot în cursul anului trecut au fost închise 2 microproiecte la care Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a avut calitatea de beneficiar, respectiv îmbunătățirea serviciilor de ordine și siguranță publică în Comuna Petelea și îmbunătățirea serviciilor de ordine și siguranță publică în Comuna Ernei. Ca urmare a obținerii finanțării, s-a început implementarea proiectului inițiat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, denumit Dezvoltarea în județul Mureș a rețelei interinstituționale de prevenire, intervenție și combatere a violenței asupra copiilor, proiect la care Inspectoratul are calitatea de partener alături de organizația Salvați Copiii, filiala Mureș. Pentru realizarea obiectivelor specifice în anul 2016, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș își stabilește următoarele priorități: siguranța cetățeanului, prevenirea și combaterea infracționalității, combaterea evaziunii fiscale, a infracțiunilor din domeniul economico-financiar, reducerea numărului accidentelor rutiere, desfășurarea activităților conform cerințelor noului sistem penal, îmbunătățirea pregătirii profesionale a polițiștilor, asigurarea măsurilor necesare desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și parlamentare, dar și atragerea fondurilor nerambursabile necesare dezvoltării capacității operaționale ale Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Instituția transmite mulțumiri cetățenilor pentru sprijinul acordat în cursul anului 2015 și dorește să beneficieze de sprijin și în acest an, reamintindu-le că împreună putem contribui la întărirea climatului de ordine și siguranță publică.